Referitor la acuzația nefondată de concurență neloială pe care ar face o Biserică Ortodoxă Română anunțată de Asociația Funerară Română pe agenda adunării publice, organizată în București vineri 27 februarie 2015, Patriarhia Română face mai multe precizări într-un comunicat de presă. Acuzația de concurență neloială a bisericii este nedreaptă, deoarece societatea comercială Chivotul Mare SRL a Arhiepiscopiei Bucureștilor a fost înființată potrivit legislației românești în vigoare și este plătitoare de taxe și impozite, asemenea tuturor societăților comerciale de pompe funebre. Arhiepiscopia Bucureștilor a înființat această societate comercială în primul rând pentru ajutorarea familiilor îndoliate, prin oferirea de servicii funerare la cele mai mici prețuri, iar nu cu scopul profitului financiar. Hotărârea de înființare a acesteia a fost fundamentată pe considerente de ordin social, după ce s-a constatat că, în numeroase cazuri, suferința familiilor aflate la necaz era speculată financiar de către firme de pompe funebre, care, în multe localități, practică prețuri discreționare și chiar de monopol, inclusiv pentru familiile sărace. Întrucât au constatat că societatea de servicii funerare a arhiepiscopiei Bucureștilor are prețuri mici și tratează cu atenție și înțelegere pe cei aflați la necaz, tot mai multe familii de credincioși ortodoxi apelează la aceasta. Acesta este, de fapt, substratul real al încercărilor din partea firmelor de pompe funebre din orașele Sinaia și Bușteni de intimidare, discreditare și blocarea activității societății Chivotul Mare SRL de la sfârșitul lunii ianuarie 2015, cu complicitatea autorităților publice locale. Probabil că așa se explică introducerea acestei acuzații injuste din punct de vedere legal și moral la adresa bisericii pe agenda adunării publice organizată de Asociația Funerară Română. Patriarhia Română recomandă în același comunicat Asociației Funerare Române să nu urmărească doar obținerea unui profit cât mai mare din specularea suferinței semenilor noștri fără nicio urmă de înțelegere și compasiune față de familiile îndoliate.